Dragoste la prima vedere? Nici măcar la a doua vedere nu e despre ei. A fost nevoie să facem lumină în povestea de dragoste a cuplului Bogdan și Larisa Dascăl. Iată de ce i-am invitat la o discuție sinceră pe salteaua confortabilă pusă la dispoziție de Dormeo. Ea nu se scria în șablonul ăsta, nu intra în el. Nu e vorba de dimensiuni 90-60-90. Că așa era. Aici se scria. Dar maniera de a gesticula, de a privi, și la ea în teatru, acolo am văzut-o prima dată, chiar pe hol la intrare la etajul întâi, este oglinda, am impresia că și până ziua de azi este oglinda. Nu. Nu? După ce te-ai pieptănat tu despre oglinda. Eu mă pieptănam pentru că mă duceam la repetiție, uite, știam că o să fie Bogdan Dască. Eu mă pieptănam la oglinda, atât. Da, ia se... Ce-a văzut el acolo. Ea se savura în oglindă și cred că chestia asta m-a făcut să nu-mi placă. Abia ieșit dintr-o căsnicie mai puțin fericită, Bogdan Dască deja știa luna când va juca o nouă nuntă. Îi rămânea doar să-și găsească sortita. În anul respectiv, deciseserăm prin ianuarie, că eu în anul cel amansor pentru mine și nu aveam nicio candidatură ca atare. Și uite că în primăvară, nu știu cum, la început de iunie, în vară, da, ochii mei au căzut peste ea. Toate că atunci când am văzut-o, niciodată n-am, nici atunci n-am crezut, nici ulterior nu prea credeam că asta se va întâmpla numai cu Larisa. Dar ca să vezi că după 5 luni, da, noi ne căsătorisem deja. Prezentatorul a fost căsătorit în trecut cu o franțuzoaică, alături de care a adus pe lume și o fiică, pe care, din păcate, nu a avut posibilitatea să o vadă foarte mulți ani. Între timp au făcut cunoștință și Izabel cu Larisa, deci nu sunt Izabel cu copii și nici ea la fel, parcă n-are, n-a avut nicio problemă. Eu am crescut în familie unde eu sunt copil din a treia căsătorie. Adică mama mea a fost măritată de 3 ori. Și avea 2 copii? Și avea 2 copii și tăticul meu s-a însurat a doua oară și avea 2 copii. Viața e viață. Există divorțuri diferite și există despărțiri diferite, există oameni diferiți. Există pur și simplu oameni incompatibili în viața familială, dar foarte buni prieteni, spre exemplu. Da? Și atunci, cred că asta a și fost la un moment dat despărțirea de Izabel la timpul ei. Ca ulterior, anii care au trecut și au venit să completeze viața mea prin informația care a fost în viața mea, să mă detașeze totalmente de ceea ce a însemnat acea viață de familie, pentru a mă pregăti și am anunțat că sunt gata pentru a merge eu deja în viața mea de familie propriu-zisă. Ce nu i-a reușit în prima experiență, a aplicat în practică în actuala căsnicie. Teoria talgerului în cazul ăsta sau a cântarului în care dacă tu acolo n-ai putut să fii cât de cât bun, par raport, spre exemplu, de primul tău copil care nu-l vezi, nu-l simți, nu-l poți cuprinde, nu-l poți crește, nu-l poți simți alături, lângă inima ta, desigur tu devii sau speri sau te străduie în orice caz să fii de 7 ori, de 10 ori mai bun alături de copiii pe care îi crești aici deja. La ei în familie, dragostea se mănâncă cu lingura cea mare. Nu te mai saturi să-i privești cum se ajută reciproc. De la o vreme, rolurile s-au inversat. Acum Bogdan îi permite Larisei să se rupe de casă de dragul profesiei. Ei, eu mă lupt cu ambițiile astea lui ei sau viața asta, Eu aș fi vrut ea să fie mult mai casnică, ea ar fi vrut să fie mult mai independentă și profesionistă în ceea ce face în teatru. Eu sunt așa o persoană în care pot să reușesc și acolo și aici. Cum ai eu mai mult? Așa o perioadă, că eu sunt mai mult ocupată. Acum eu am mai mult timp de copii și de aceea acum mai mult eu mă ocup de ei. Și poate de educația lor, poate de creștere, poate erau de ducerea, mici, ducerea. Erau mie. Era pe mine. Da. Dar în linii mari, în principiu, e fata tatei și băiatul mamei. Eu la fel de egal și mult îi iubesc pe amândoi, deci nu. Așa se aruncă lucrurile și așa nu știu de ce le văd și ei. Da, tăticu, tu mai tare mă iubești ca mama, că ea nu mai pe Răzvană, îl iubești. Mă rog, nu, asta... Nu e adevărat absolut. Băiatul îi spune secretele mamei, ca să înțelegeți, cu dragostea, etc. și toate rest probleme. Fata îmi spune mie, pe ea. Întotdeauna spun că eu nu pot să iubesc mai mult mâna dreaptă decât mâna stângă, eu iubesc la fel. Ceea ce pare frumos și simplu în familie este rodul muncilor comune. A provocărilor pe care ei doi le-au susținut cu brio, nu și fără ajutorul copiilor. Câteodată așa momente sunt binevenite, de aia că îți pare că persoana aceasta nu mai înseamnă nimic pentru tine. Și în clipa când dispare, și în clipa când dispare, mi-a fost destul o săptămână, două, ca să înțeleg că
eu nu vreau să nu-l am. Adică eu vreau mai departe alături. Nu pot cataloga exact de ce s-a întâmplat și cum. Mie mi se pare că multe lucruri în viața noastră ne sunt predestinate și prescrise. Că de soartă, că de Dumnezeu, că de univers, că de... numiți cum vreți. Spre fericirea noastră sau nefericirea noastră depinde de fiecare. Ne ghidăm uneori de inimă. Patimile lui Bogdan au fost cea mai grea încercare, care la un moment dat i-a adus și în pragul divorțului. Deci eu, depășind multe probleme ale vieții mele pe care le-am avut și eu și lupta mea pe care am dus-o eu la timpul meu și la rândul meu cu unele vicii din viață, colacul salvator clar că a fost copiii și familia împreună. Deci doar ei. Că dacă nu era Larisa, eu nu cred că reușeam să mă trag de păr ca Milhausen din Laștena. Eu am calculat la capitolul fumat, cred că făcând calculul practic a țigărilor fumate în ultima perioadă, dar pentru toți anii pe care, în care am fumat, mi se ridica la în jur de 17-18 mii de dolari. Deci asta însemna o mașină, practic bună, în unele cazuri chiar nouă. De apartament nu pot să vorbesc, cu toate că la timpul lui, pe timpuri, erau și mai ieftine apartamentele, poate cu unul cu o cameră reușeam să iau. Asta fumatul, dar de alcool nu mai vorbesc, adică acolo prețul și mai mare de-a lungul anilor. Au fost situații grele de tot și banii se duceau doar pe băutură, nu pe altceva. Greu. Dar asta s-a terminat și uite că imediat cum s-a terminat a apărut și apartament și mașină. Acum ei trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade în cuplu, pentru că au trecut după ani de așteptări la casa lor. Da, este vreo 12 ani muncit la, în direcția asta. Bun, dacă luăm în calcul că primii 10 ani au fost în zadar, aruncați parcă pe apa sâmbitii. Au visat și la un dormitor în care să fie loc doar de ei doi. Noi am visat, cred că tot timpul, la spațiul nostru liber să fie, în care copiii să crească și să... Bun, ți este dor să vină și ei între noi să doarmă, că așa au copilării și așa au crescut, dar parcă uneori mai ai nevoie și de tine însuți să te relaxezi oasele. Acum investesc și în confort, care joacă un rol enorm în restabilirea forțelor pentru familie, dar și pentru job. E foarte moale, nu-i râ, e moale. Minimul eu ador, ador să dorm pe saltea. Păcat că salteaua noastră de acasă e într-atât de proastă încât sub ale mele 100 de kilograme s-au lăsat deja într-o parte și stă lăsată. E vorba că e proastă, e făcut de 7 așa, ori e deja. Moale. Da, mie mult mie prea mai mare. Mult îmi place să fii mai tare. Eu am zis că la kilogramele mele eu des ori ajung cu spatele la podea, așa de tare, să lasă ea să jos. Da. Uite ce înseamnă ca saltea calitativă, știi? Că nu ca aceea noastră de acasă. Fiindcă aici te-ai culcat, te-ai relaxat și asta înseamnă recrearea, recreație în principiu a sistemului nervos. Presupune eu că se relaxează și el și nu te lasă să visezi tot fel de prostii. Le este foarte important și pentru sănătate. Pentru că de la coloana vertebrală mi-mi pare că se pornesc toate bolile. Da, având în vedere că în somn omul petrece practic o treime din viață, așa zic, așa zice Google, nu zicem noi, sau Wikipedia, ar fi păcat să nu-ți dedici cumva în această viață timp și poate chiar și finanță sau bani să-ți amenajezi aceste 8 ore din 24 ca să le petreci comod. Piernile trebuie să fie corecte. Perfecțiunea este când doi călători într-un final își găsesc casa unul în brațele celuilalt. Perfecțiunea sunt acele piciorușe mici făcând primii pași în viață. Perfecțiunea este libertatea, spiritul inocenței și anii copilăriei. Dormeo crede că perfecțiunea este accesibilă pentru orice inimă și orice corp, pentru orice familie, întotdeauna.